Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Real Risk. Film, comunicare non-verbală, viață de actor, coaching sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi. Înainte de a intra în atmosfera emisiunii de astădată, vă propun să urmărim un scurt metraj despre o poveste, Made America. Iubește-mă, America! Povestea fascinantă a unei fete din România, actriță, care proaspăt ajunsă în America, dorește să rămână acolo. Sunt eu, Stella! Vreau să emigrez aici, în America! În peripețiile de adaptare, o întâlnește mai întâi pe Nelly G, care îi mijlocește căsătoria cu un american. I love cock! O piesă despre iubire, vis și speranță. Ai jucat extraordinar! Dintre toate, cel mai bine joci tu, Stella! În sfârșit există cineva care să-mi recunoască valoarea, nu? Da! Adevărată mea valoare! Da! Aripi și vise. Un zbor neînfrânt al Stelei în America. La muncă, Stella! Zâmbet și super! Povestea Stelei poate fi povestea fiecăruia dintre noi. O impresionantă lecție de viață. O chemare de a vedea realitatea așa cum este. Lasă, că nu scâini cu covrigi în coadă nici acolo. Vreau să emigrez aici! Da! Vreau să emigrez aici, în America! Arbulica! Hai cu mine! Fărița mare la păiețel! Dragoste la prima vedere între Stella și iubitul ei american, James, dar doar pentru un scurt timp. Ce dracu, măi, păcă, unde nu-mi fierbe oala, măi? Vrei să muncești? Du-te și muncești! Mama! Iubește-mă, America! O comedie dramatică de Claudia Motea și Al G. Croitor. Arăt eu oare ca un înger? Aici, în America, toți îmi spun, you are an angel. Angel Stella! Poate că sunt un fel de înger. Un înger păzitor. Claudia Motea, o actriță care într-un singur spectacol interpretează numai puțin de 8 personaje. Mama. Fata mea. Bunica. America aia ta. La Leoa Neagră. America ta. Betty. Statuia libertății. Nu râde, Stella! Ești n-am de fond! Paroana. Ela, you and James. Nelly G. Și, bineînțeles, personajul principal, Stella. După ce a jucat pe scenele a prestigioase festivaluri de teatru din Austria, Olanda, Franța, Germania, Anglia, Italia, Irlanda, Canada și America, actrița Claudia Motea se întoarce acasă încununată cu numeroase premii. Premiul pentru cea mai bună actriță. Premiul de dramaturgie pentru cel mai bun spectacol. Premiul pentru cea mai bună producție. Premiul de popularitate în Canada și trofeul Hyperion în România. O îngemânare între arta scenică și filmică. În interpretarea actriței româno-canadiene Claudia Motea sub bagheta regizorală a maestrului Al G. Croitor. O actriță cu un entuziasm contagios și cu un registru de excepție. O adevărată Giulietta Masina a zilelor noastre. O luminoasă actriță și dramaturg, care se simte acasă în lumea teatrului și duce mai departe arta dramatică românească oriunde în lume. Iată doar câteva aprecieri pertinente culese din cronicile scrise în America și România despre această actriță dramaturg care insuflă spectatorului dorința de a fi alături de ea în acest spectacol de excepție. Iubește-mă, America!
Iată-ne din nou în direct alături de mine, nimeni alta decât Claudia Motea, o actriță venită în urmă cu 4 ani, se spunea pe vremea lui Ceaușescu, care vin din America, că sunt înapoiați, dar nu este cazul. 10 ani în America, după care v-ați reîntors în țară, și Izabela Santeiu, o studentă de origine din Sebeș, care veți vedea, a reușit să aducă la Sebeș, la un festival medieval, 2 somități. Da? Da. V-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să vă faceți o scurtă prezentare pentru ca telespectatorii să știe cu ce vă ocupați mai precis. Sunt Claudia Motea, sunt actriță, sunt scenarist și sunt producător de filme. E o mare bucurie pentru mine de a fi alături de tine, dragă Radu. Sunt deja copleșită de atmosfera din această instituție, această clădire care am înțeles că are o vechime de 300 de ani. 307. 307, bine, cei 7 ani de acasă. Da. Așa, e o bucurie mare de a fi aici alături de Izabela Santeiu, pentru care am o admirație deosebită și este așa ca un tânăr vlăstar în care am încredere că va face lucruri frumoase în viața ei. De ce sunt eu aici? Sunt aici pentru a onora invitația ei de a participa la festivalul Art Medieval Mühlbach, cum se zice aici despre Sebeș, care se află la 3-a ediție. Este un festival care se desfășoară pe timp de 2 zile doar, un festival scurt, dar foarte compact, cu multe surprize de suflet, surprize care ne duc așa, ne întorc în timp în ținuturile medievale. Și sunt aici pentru că am venit alături de Diana Mețiu, care este directoarea de manifestări culturale de la Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film, eu fiind de altfel și directorul PR al acestei instituții, al tuturor festivalurilor și manifestărilor culturale ce depind și ce țin ca organizare de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România. Și am venit din București cu 2 filme, filme istorice, care vorbesc de altfel despre veridicitatea istoriei noastre naționale. Este vorba despre filmul Vlad Sepeș, un film care este mai mult de 3 decenii, apropo de acel 3 decenii și 7 da, ani, deci Vlad Sepeș, și despre filmul Mihai Viteazul. Sunt 2 filme care zic că sunt, cum să zic, imagini reale ale vieții noastre românești. Sunt 2 filme care sunt ca 2 frești istorice în cinematografia națională și care pun în valoare, cum să zic, atât creația artistică, cât și adevărul istoric al neamului nostru. Vlad Sepeș este în regia, vorbesc de Vlad Sepeș pentru că au fost făcute mai multe filme. Vorbesc despre Sergiu Nicolae. Nu, nu. Vlad Sepeș este în regia lui Doru Năstase. Doru Năstase a fost un ucenic de seama al lui Sergiu Nicolaescu, a fost regizorul secund la filmul Mihai Viteazu. Mihai Viteazu este făcut de Sergiu Nicolaescu și Doru Năstase a fost regizor secund la Mihai Viteazu, dar Vlad Sepeș are semnătura regizorală a lui Doru Năstase. Doru Năstase. Meseria se fură, nu se învață. Da. Și în orice și în actorie bănuiesc că e la fel. E la fel. Și în orice, adică cum să zic, trebuie să avem, să fim înclinați spre arta asta de a observa și de a învăța tot timpul în viață. Da, vizita dumneavoastră la Sebeș este pro bono, adică nu este un contract din care se câștige sume financiar vorbind. De unde această iubire față de Sebeș? Și întrebarea nu este pentru dumneavoastră și pentru tine, Izabela. Datorită ție, Claudia Motea este alături de noi la Sebeș. În primul rând, datorită Dianei Mețiu, pe care am descoperit-o la facultate și care mi este profesor la comunicare, am lucrat la un eveniment și de atunci să fac parte din Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film, unde sunt director artistic și creativ, și acolo am cunoscut-o pe Claudia
iar noi acolo suntem o mare familie și nu se satură să mă asculte de poveștile mele despre Sebeș, care sunt nenumărate. Deci ești îndrăgostită de Sebeș. Da, în primul rând le-am invitat la mine acasă și nu ne-am găsit timp pentru asta. Iar cu ocazia asta de a participa în cadrul festivalului cu două proiecții foarte importante pentru România, din punctul meu de vedere, am găsit o modalitate de a face, cum să zic, o relaxare prin muncă, într-un fel. Deși nu e o muncă faptul că noi mergem la festivaluri, e foarte relaxant. Corect, dar prin ideea ta, prin ceea ce faci, promovezi Sebeșul, lucru de admirat, deoarece sunt foarte mulți tineri care pleacă de pe aceste meleaguri sebeșene și nu se mai întorc. Mai mult de atât, sunt tineri care odată plecați uită de vatra părintească, ca să-i spunem așa. Tu, în schimb, și cinste ție, încerci să promovezi orașul în care ai crescut, ai făcut școala, liceul și încă o dată felicitări. Mulțumesc. Pentru acest lucru. Dragă Claudia, filmul Candy este o producție personală, da? În care ai avut și rolul de actor principal, și rolul de scenarist, și de producător. Când s-a lansat filmul Candy și care este temperatura din zona actoricească, da, cu privire la acest film? Nu vreau să te corectez, dar așa e când îl vezi negru pe alb, când vezi așa literele, așa se scrie, se citește Candy. Dar eu îi dau acel touch american, pentru că filmul a avut și o influență americană, pentru că muzica a fost scrisă de Dennis Dries, compozitorul multor din muzica filmelor lui Spielberg, Jurassic Park, Braveheart, Aliens. Candy se numește filmul, Candy, ciocolată de lux cu gust de femeie. Este un film, zic eu, de autor, pentru că am o triplă implicație în acest film. Sunt și personajul principal feminin, sunt și coproducător și sunt și coșenarist. De fapt, scenariul a fost scris de mine, s-au mai adăugat niște secvențe filmice și atunci am zis, ok, dacă ai venit cu mine, e vorba de Mariana Pachis, am zis, semnăm amândouă scenariul, ea fiind și regizoarea acestui film, iar Diana Mețiu, care, cu care am venit aici, care este, cum să zic, mie atât prietenă cât și om, artist de lucru, sper, pe toată viața, a semnat scenografia acestui film. Candy a avut o avanpremieră la Cinema Patria în București pe data de 12 mai anul acesta și ceea ce este cel mai frumos lucru este că sala a fost arhiplină. Am avut aproape 1000 de oameni la Cinema Patria. Pot să spun că a fost un eveniment al anului până acum, pentru că știi destul de bine și tu, Radu, ce înseamnă să aduci oameni la teatru sau la film, iar oamenii au răspuns foarte frumos și foarte pozitiv, în primul rând când au auzit despre acest eveniment. Eu, acum, având și această experiență din America, am zis, nu fac doar o avanpremieră, îmbrac totul frumos într-un eveniment artistic-cultural și pe lângă avanpremiera filmului am făcut și un mini-concert Adrian Enache, un moment artistic al meu, cum să zic, pe muzica unei flautiste foarte iubită de publicul din București, Anca Bălățeanu. Și mini-concertul acesta lui Adrian Enache a fost de bun augur. De ce l-am spus de similar la Sebeș? Păi eu mi-aș dori din tot sufletul și eu, cum să zic, deja, cum să zic, între noi doi a fost, este o dragoste la prima vedere, cel puțin din punctul meu de vedere artistică. Am o admirație deosebită pentru tine și pentru toate aceste locuri din împrejurim. Eu sunt familiarizată cu Alba într-un fel, pentru că eu am avut spectacolul meu de suflet Iubește-mă America acum 3 ani. Am venit fiind invitată de onoare la Congresul Spiritual Actualității Românilor de Pretutindeni și am jucat aici o piesă care eu am luat multe premii în America. Am fost și la Deva, deci pe aici prin împrejurime la un spectacol caritabil și am jucat la teatru acela nemaipomenit din Deva. Acum 2 săptămâni am avut un spectacol caritabil care, cum să zic, m-a apropiat foarte mult de publicul de acolo din Deva și încă o dată
îmi formează încă o altă premiză ca să mă gândesc la aceste locuri de aici. Deci vreau, cum să zic, să mă extind cât pot eu de mult, dar cel mai mult vreau să transmit mesajul meu artistic oriunde în țara asta. Iubesc Transilvania, iubesc oamenii în general. Deci de la iubește-mă și... America... Următoarea etapă, iubește-mă Transilvania. Iubește-mă Transilvania, nu știu, că cum să zic, eu pornesc de la a mă iubi cineva, întâi să dărui o iubire. Dacă eu simt că pot iubi pe cineva, atunci am pretenția ca să fiu iubită de respectivul sau de respectiva sau să mă simt așa binecuvântată acolo unde sunt. Cum ai ajuns să locuiești efectiv și să lucrezi în domeniul actoriei în America? Care e povestea? Așa, pe scurt. Ar fi așa... Primii trei ani am înțeles că practic nu te-ai atins de actorie, cu toate că ai fi mâncat-o pe pâine. Da. Păi a fost puțin cam dificil, pentru că nu vorbeam limba engleză. Am fost nevoită să mă stabilesc, mai precis în Canada. Eu am plecat cu un turneu cu mega producția lui Silviu Purcărete, Dana Idele. Ultimul spectacol, de fapt 13 reprezentații le-am avut pe Broadway la Lincoln Center și m-am îndrăgostit de un american și am rămas acolo. Din păcate sau din fericire, am avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, doar de scurtă durată și a trebuit să mă mut în Canada și acolo am început viața mea nouă. Așa, repede să fac o poveste cât mai succintă despre experiența mea și totul. Și în Canada am luat totul de la zero, în sensul că acolo a trebuit să mă reinventez, să renasc în primul rând și să mă adaptez unor condiții noi de viață într-o țară cu totul și cu totul nou. Bine, dar baza era tot actoria. Tot actoria, pentru că vreau să spun că trei ani n-am putut să mă ating de scenă, adică eu să joc, pentru că a trebuit să învăț limba, a trebuit să-mi rezolv problema actelor, pentru că m-am dus acolo ca vizitator și nu aveam acte, nu aveam nimic. În fine, și trei ani de zile m-am dus la workshop-uri, am văzut teatru cât am putut eu, eram într-o zonă unde nu se făcea film acolo, adică zici că Canada, păi acolo faci film. Nu, pentru că stăteam într-un oraș mai nu izolat, dar într-un oraș mai mic unde nu erau producții de film, deci decât independente, și nu mă luau ăia tocmai pe mine la început de drum acolo într-o țară exista nouă. Exista comunitate de români? Există peste tot comunitate de români, dar eu nu am arjat pe români pentru că am avut o experiență destul de neavenită pentru mine. După ce am luat multe premii într-un festival canadian, de fapt am luat toate premiile festivalului, scriau ziarele despre mine și culmea era că cetățean canadian, dar român, scuză-mă, n-au prevenit român la mine, n-am avut public românesc. Și atunci eu, cum să zic, am ținut cu dinții să-mi fac meseria mea de actor, în primul rând. Și în al doilea rând am ținut cu dinții să nu mă dezic de crezul meu artistic și nu puteam să-mi pun bazele pe comunitatea românilor, pentru că ei, dacă nu veneau, nu puteam să supraviețuiesc financiar. Și atunci a trebuit să mă aliez cu actorii din comunitatea canadiană și să joc, și o timp de 10 ani am jucat numai în limba engleză, pe scena canadiană. Că mulți oameni zic, dar de ce ți se spune că ești actriță română-canadiană și de ce nu ripostezi? Într-un fel, știi, și pe mine mă deranjează, că la urma urmei sunt româncă și dacă trăiesc în România sunt româncă, dacă trăiesc în Canada, toți am cetățenie canadiană. Dar, practic, eu am fost recunoscută ca actriță, deci din punct de vedere actoricesc, am fost recunoscută acolo. Toate premiile mele și toată recunoașterea și toată experiența mea artistică, eu acolo mi-am făcut-o, pe scena canadiană. Și am luat de la premiul de actorie până la premiul de producție, până la premiul de popularitate, toate deci, au fost dăruite de canadieni. În Canada, nu numai scena, deci nu numai teatru ați făcut și film, nu? Am făcut, nu prea mult am fost, cum să zic eu, implicată în producțiile cinematografice, pentru că unde stăteam eu se făcea mai mult teatru. După aceea, când am plecat în Los Angeles, timp de 2 ani, culmea, am făcut tot teatru. Am avut câteva, cum să zic eu,
roluri episodice și, dar nu la modul să zic, mamă, ce-am făcut, că am făcut film. Cariera mea peste 60 de producții teatrale, 60 de piese de teatru, le-am făcut, deci le-am jucat în limba engleză, le-am făcut în Canada, deci sunt mai mult un actor de teatru până la ora actuală. Acum de câțiva ani, de când sunt și masterantă la cinematografie, la dramaturgie cinematografică, m-am decis să mă axez pe film și să încep să fac producție filmică și să fiu foarte realistă, adică să nu-l aștepe, mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu Mungiu, dar acum nu pot să-l aștept pe Mungiu să vină să mă ia pe mine, să zică, hai Claudia că-ți dau rol principal, crezi un film anume pentru tine. Și atunci, acum revenind în țară, știi ce fac, Radu? Fac aceeași chestie pe care am făcut-o în Canada. În Canada a trebuit să-mi scriu singură piesele de teatru, să inventez personaje pentru mine, să mă zbat, să-mi fac producțiile mele proprii teatrale și când am văzut că am succes, că sunt premiată, am mers mai departe. Sper să dea Dumnezeu să mă ajute ca și în țara aici să pot să reușesc să-mi fac toate producțiile de film pe care eu le doresc, să primesc recunoașterea publicului românesc și să pot să duc cât se poate de multe filme afară și să-mi continui acel drum de a crea acea punte artistică între România și America, pe care am început-o de altfel prin producțiile teatrale. Da, sunt fericită de Candy pentru că deja a luat un premiu la festivalul de la Chișinău. Acum a luat o preselecție la un festival de la Galați, dar e vorba de a-l duce mai departe și deja a fost acceptat la două festivaluri în Los Angeles. Un festival care are la bază scenariste femei și pentru că este scris de mine și de o altă domniță, deci a fost acceptat, dar nu din cauza asta, a fost acceptat, vorbim aici de calitatea artistică a filmului, și a fost acceptat la un alt festival care este destul de, cum să zic, are substanță în Los Angeles, un festival care se numește Los Angeles Downtown Los Angeles Festival. Da, în America, în Canada, bănuiesc că implicarea și succesul cinematografic sau pe scena teatrală este direct proporțional cu cu o răsplată financiară. Făcând o antiteză, România cum se situează? Bănuiesc că lucrurile ar trebui să steie de la un anumit nivel asemănător, deoarece sunt foarte mulți doritori și consumatori de film de calitate și de teatru și în România. Da, așa este. În ciuda părerilor unora care spun, românii nu consumă teatru. Nu consumă pentru că nu există promovare în această direcție. Consumă, uite, nu știu cum e situația aici despre teatru, dar la București sălile sunt arhipline. Acum trebuie să ai și norocul să joci într-o sală care are un vad bun sau într-un teatru tradițional, unde un teatru care își are publicul deja format și care așteaptă o piesă nouă să vină și să se ducă oamenii la ea. Dacă e să vorbim de situația actorului, condiția artistului în genere este aceeași oriunde în lume. Ca să te exprimi ca artist este foarte dificil oriunde în lumea asta. Deci trebuie să ai acel crez, trebuie să ai acea ambiție, trebuie să ai acea pasiune, trebuie să ai acea iubire, trebuie să ai atâtea și atâtea și atâtea și trebuie să ai și acel dram de noroc. Și atunci toate astea se combină și atunci poți să strălucești și pe acel domeniu al financiarului. Acum eu cum să zic, eu mi-am luat viața în piept, una pentru că am emigrat de una singură, toată trupa de teatru a lui Silviu Purcărete de la Danaidele a plecat și am rămas acolo de una singură în New York. Și am zis, de aici înainte începe viața mea. Și mi-am luat viața în piept și ca emigrant, necunoscând, a fost în 1997. Dar, în același timp, mi-am luat viața în piept exact atunci când mi-am luat o altă cărare în viață, deci din punctul ăsta, din punct de vedere uman și pe planul actoricesc. Și am zis așa, eu
viața, cum să zic, m-a făcut într-adevăr să iau în brațe și să port peste tot iubirea asta ce o am pentru teatru. Pentru că uite că e în mine și niciodată nu m-am desmințit de lucrul ăsta. Sunt actori mari care pleacă din România, consacrați deja, care când se duc într-o altă țară se pierd. Eu eram încă la început și eu după 3 ani necunoscând limba și eu am țâșnit acolo dintr-o dată. Deci asta o zic cu toată modestia și cu toată iubirea, cu toată mândria, pentru că asta este dovada mea de iubire pentru arta mea și pentru ceea ce cred eu despre arta mea. Că puteam și eu să mă pierd ca oricine altcineva. Eu am mai făcut și Institutul de Psihologie al Copilului, care este similar cu un colegiu aici în România, deci eu am și o altă pregătire, dar tot ceea ce am făcut a fost ca să duc pe drumul meu și ca să nu mă dezic de arta mea teatrală. Care a fost motivația care v-a dat acest combustibil imens? Păi cred că tocmai chestia asta, că e ceva, artistul și artistul care crede și care e născut într-adevăr de a avea și de a-și duce crucea în acest domeniu, nu poate, e în el, e o damnație, e o chestie, trebuie, știi, marele Cehov, unul dintre cei mai iubiți dramaturgi, Anton Pavlovich Cehov, rus, spunea să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Asta este condiția esențială a artistului oriunde în lumea asta. Deci, se ia microbul acesta. La ce mă gândesc? Se poate transmite la Isabela, spre exemplu? Isabela are, să știi că Isabela are acolo un virus, are ea ceva, pentru că de asta îmi și place de ea, de asta ne-am și asociat cu ea. Ea este tânără, știi? Și poți să zici, mă, lasă, tu mai crește, după aia vii tu noir în Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film. Să nu uităm, Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film este o instituție foarte serioasă, este fondată de Sergiu Nicolaescu, ștafeta a fost preluată de maestru Ioan Cărmăzan, care a venit la cârmuire acum 4 ani și, cum să zic, ea este mezina acestei instituții și noi am simțit sunt acea iubire. Sunt semne de virusare? Da, da, este, da, ea stă cu minte acum, dar vreau să zic, adică e în ea zvâcul ăla de a face, de a dori și plus de asta seriozitatea ei. Noi am fost impresionate, păi, foarte mult. Odată m-a lipsit, cred că nu mai este leac să... Este un scop ascuns pentru această mini-vacanță a doamnelor mele, îmi place să le spun așa, și noi vreau să observe mai bine pulsul, fiind aici, decât să le povestesc eu și să naștem noi idei, ceea ce o să și facem în seara asta după o mică prezentare a orașului și o să ne punem capul la contribuție, așa cum se spune pe românește, să creăm un nou trend și, cum ai întrebat-o și pe Claudia mai devreme, pe când un spectacol în Sebeș, cred că o să se întâmple cât de curând. Iubesc ce se întâmplă în județ în momentul ăsta și toată, cum să spun, reînnoirea asta și cetatea cum arată în ultimul timp și mă mândresc cu zona asta și îi chem pe toți în zona asta, pentru că merită să vezi și zona asta decât Brașov și orașele foarte populare. Vreau să fie și orașul nostru popular. Da, într-adevăr merită. Care este povestea Spovedanilor? Un nou proiect care se numește Spovedanii, da? La care lucrați, așteaptă la ora actuală, bănuiesc, există și o selecție, da, a actorilor care vor juca, nu? Sunt în preproducția acestui film, care mă chinuie așa mai mult de un an. Scenariul scris? Scenariul e scris de mine, după ideea maestrului Ioan Cărmăzan. Dumnealui a zis gata, intru la bord ca regizor, deci el o să fie regizorul acestui film. Diana Mețiu semnează scenografia, iar Denis Dris, președintele Federației Industriei Muzicii de Film din America, va compune muzica. Deja el a început să scrie muzica și are ambiția să facă hituri muzicale la acest film. Suntem în preproducție pentru că știi cum se întâmplă. Eu plec de la gândul că mai bine să se întâmple lucrurile mai încet, dar sigur, decât să fie așa în salturi și imprevizibilul intervine oricând. Am o distribuție de aur, nu pot încă să divulg nume mari, sonore, dar se vrea a fi
cum să zic, e un proiect extraordinar de ambițios, un proiect cinematografic care are implicare atât din România cât și din America. Deci gândește-te, maestru Ioan Cărmăzan, ca regizor, Denis Driz, care a făcut muzică și a orchestrat muzica la Jurassic Park, la Braveheart, la Aliens, la Doubtfire, câteva nume de filme de Oscar. Promovarea de se va face pe măsură, atât în România, cât și în America, cât și în Europa. Tot așa, personajul central va fi o femeie, o femeie de vârsta mea, pentru că, din nou, crez această oportunitate. Spovedanii nu are o temă religioasă, ca să nu înțeleg. Are, că, când zici spovedanii, nu. Este vorba despre o femeie care are mai multe relații de amor cu diferite tipologii de bărbați. Ea este o femeie foarte integră și foarte, cum să zic eu, crede foarte mult în iubire și în, are această dorință vie, amplă de a-și întâlni odată și odată jumătatea și de a se împlini prin iubire. Este o femeie romantică, o femeie care se plimbă cu bicicletă, cu o bicicletă roz. Asta este o idee extraordinară venită a maestrului Ioan Cărmăzan. Ce să mai zic despre acest film? Sperăm să-l începem în toamnă, sperăm. Deci încă nu dau... Este o poveste de dragoste? Este o poveste de dragoste, nu. Este... Mie de obicei nu-mi plac dramele. Dacă scriu o dramă, trebuie să aibă multe trimite spre comedie. Pentru că eu văd viața așa cu succes, cu râsul și plânsul. Pentru că dacă este prea în plâns, domne, întristez-o-mă atât de mult încât nu mai. Eu vreau ca acest film să fie văzut și revăzut și revăzut. Iar Diana Mețiu a venit cu o idee extraordinară apropo de romantismul acestei femei. Coloratura să fie... Poate o puteți întreba și pe ea, știi, ca să vorbească și-a puțin despre spovedanii, pentru că am lucrat împreună la acest film, am fost după locații, ce mai, e o nebunie generală și un prilej de a crea și de a ne apropia mult mai mult. În această cursă cinematografică de excepție, am adus-o și pe Isabela și sper să, cum să zic, să avem o colaborare frumoasă cu ea și în acest proiect. Deci este un proiect la început, da? Nu mai este la început, dar va dura o perioadă de câteva luni până când se va contura actorii. Deci avem conturat muzica, totul. O aveți conturată? Da, deci avem toată și distribuția și tot. Acum mai este, lucrăm la acea parte de sponsorizare și de a strânge cât mai mult ca să ne apropiem de suma care ne trebuie pentru acest film, pentru că cred foarte mult, dar nu numai eu, și maestru Ioan Cărmăzan și Denis Driz, să-ți dai seama dacă ne-am implicat așa, și Diana Mețiu, în succesul acestui film. Pentru că sunt convinsă, mesajul și subiectul sunt universale, universal valabile și, cum să zic... Deci, ați vorbit de sponsori. Sponsori însemnând cei care vor să investească în această investească producție. Și dacă sunt curioși și dacă spectatorii ne privesc când ne privesc, sunt interesați de așa, să ia legătura. Uite, să ia legătura cu tine și tu iei legătura cu mine și poate găsim niște alte posibilități, pentru că noi suntem deschiși la a primi mai mulți în partea asta de sponsorizare, nu? Sponsorizare, și... investiție, de, nu? Da, că practic investitori și sponsori. Sunt investitori îmbrăcați în cojocul unui sponsor. Da, în cojocul unui deci sponsor. Deci au ce câștiga dacă vin alături în echipă și pun umărul la efortul financiar. Cum să nu? Că de obicei în România când spui sponsor, te gândești la... o casă de copii, la un bătrân năsăjit, aici nu este vorba de așa ceva, este de un sprijin financiar care se va reflecta într-un foarte beneficiu, mult. Fie de imagine, și de fie un beneficiu de legat de planul de marketing. De marketing, adică va avea o returnare de bani după ce filmul va fi distribuit. Păi înseamnă că e investiție. Investiție, da. Dar cum să zic, aici oamenii nu prea sunt, nu prea cunosc termenul ăsta de investiție. Zic, investiție, mai bine sponsor, știi? Și dacă cel puțin eu așa am întâlnit. În America sunt e altfel. Și anumite tendințe de a confunda, de a da o notă peorativă cuvântului de sponsor. Da. Cu toate că
nu ar trebui să fie, există. Da. Ce veți face în seara asta la spectacolul medieval de la Mühlbach din Sebeș? Mă întreb pe mine? Da. Păi, eu sunt pregătită să spun câteva vorbe despre filmul Vlad Sepeș și sper să am această oportunitate. Îmi doresc foarte mult să fim însoțite de tine acolo și eventual să ciocnim un pahar de vin sau eu știu de rachiu sau de palincă, să cunoaștem și alți oameni de aici din Sebeș, de ce nu și din Alba Iulia, și să avem câteva momente plăcute și să vedem... De unde ați obținut aceste pelicule? Că bănuiesc că nu se află pe toate gardurile, ca să spun așa. Păi a fost așa, noi reprezentăm Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film, care este prezidată de Ioan Cărmăzan, regizorul Ioan Cărmăzan, și am apelat la Arhiva Națională. Și am primit aprobarea de acolo. Isabela Spiridușul, da, a fost cea care s-a dus și s-a zbătut. Spiridușul echipei a făcut rost de... Da. Știi ce îmi place la ea? Pentru că Sebeșul, ea reprezintă Sebeșul și este tot ceea ce ea știe mai bine și mai frumos să arate. Și ea ne-a dus aici, cum să zic, și cu iubire și cu respect, pentru că lucrează acolo, dar în același timp a vrut să ne arate de aici ceea ce are ea mai bun. Și tocmai de asta eu am venit aici cu sufletul deschis și am zis, chiar dacă am multe proiecte în București și trebuie să plec și în Los Angeles, am zis nu, pentru Isabela și pentru faptul că ea vrea să ne arate acolo, haide să mergem și să vedem și să arătăm că un om de acolo, chiar dacă e tânăr și chiar dacă încă, că ea nu este încă cunoscută aici în Sebeș, face lucruri minunate și în București. Și e la început de drum și știm ce înseamnă lucrul ăsta. Dar noi credem foarte mult în ea, credem foarte mult în viitorul ei și în potențialul ei, atât și pe domeniul artistic și pe domeniul celălalt de marketing, și tocmai de aceea suntem aici și suntem bucuroase că în seara asta va fi o întâlnire și de familie. Da. Da. Prezența dumneavoastră la Sebeș, ca să spunem așa, este un cadou făcut de Isabela sebeșenilor, este un cadou de marcă, drept pentru care eu îți mulțumesc în numele sebeșenilor, celor cu suflet tânăr. Mulțumesc. Frumos. Da, dragi telespectatori, iată o poveste frumoasă, o poveste a unei actrițe care a lăsat de această dată America, s-a reîntors în țară și aici, în România, are pregătite surprize pe măsură și proiecte extraordinare, cum ar fi acest film, Spovedanii, la care se lucrează și la care se așteaptă investitori, sponsori, oameni care vor să pună umărul la acest proiect nemaipomenit. După o scurtă pauză revenim aici în direct, nu înainte însă de a lăsa invitații mei să șeie bun rămas de la dumneavoastră. Un cuvânt sebeșenilor, în primul rând, încă o dată insist, pe când și dacă este posibil, vă rog să confirmați încă o dată amândouă, dacă sebeșenii pot spera la un spectacol adevărat, făcut la Sebeș, cu actori adevărați, cu organizare adevărată, ca la carte. Claudia. Eu îmi doresc din tot sufletul să se întâmple acest lucru cât mai repede posibil, chiar în vara aceasta, dacă e posibil. Îți dai seama că asta este meseria mea, sunt focusată pe acest lucru frumos și e interesul meu și e dorința mea de a transmite mesajul artistic, atât al meu cât și al altor artiști, oriunde în lumea asta. Ce să zic, un mesaj de suflet oamenilor de aici. Aseară am dormit la o pensiune foarte frumoasă în afară, în Lancrăm. Și eu am un cult pentru Lucian Blaga și am venit aici și în ideea asta că, uite, este orașul unde s-a născut Blaga, este orașul unde s-a născut Radu Stanca. Blaga spunea că atunci când crezi în zbor, zarea îți aparține. Haideți să fim conștienți de aripile noastre și să ne înălțăm cât mai sus, oameni dragi și oameni iubiți, oriunde am fi în țara asta, pentru că România are nevoie de noi și de ceea ce credem noi în bine și în frumos. Da. Isabela, tu cum stai cu aripile?
Eu pot să completez, sunt foarte emoționată și Claudia m-a emoționat încă o dată astăzi. Vreau să vă spun că la ora 5:30 o să înceapă în Sebeș, în curtea muzeului, o manifestare foarte drăguță, o premiere a Arcașilor, apoi după care vom încerca să proiectăm filmul Vlad Țepeș. Avem un pic de emoții pentru că este un film foarte vechi care nu La ce oră începe proiectarea filmului Vlad Țepeș? În jur de ora 6, să vedem cum e cu vremea, să spun așa. Asta e singurul inconvenient, vremea. În cazul în care nu putem să facem asta, probabil o să ne mutăm în Casa de Cultură și vă așteptăm la festival. Mâine ce program va fi la festival sau mâine numai participa și mâine dumneavoastră? Participăm cu Mihai Viteazul la ora 3, dar la ora 15, da, ora mâine, 15. Da? Tot așa în curte la muzeu? Da, da. Eu vă invit să veniți de dimineață ca să vedeți exact ce se întâmplă la Festivalul Medieval. Îmi doresc să veniți și să vizualizați filmul, dar este important să prindeți pulsul manifestărilor medievale ca să înțeleagă toți oamenii exact ce înseamnă cuvântul ăsta medieval, că pentru anumite persoane chiar nu reprezintă ceva anume. Să vadă tot, arcașii, cai, medie lupte. Medie de la mass, da. Media medieval, da. Da, să vină să vadă toate și domnițele care sunt foarte frumoase. Da. Dragi telespectatori, o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în direct aici la Real Risk. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Ca de obicei încercăm să dezbatem teme de interes major, nu mai facem teorie, facem seminarii și discutăm pe studiu de caz. Gândurile noastre ne însoțesc pretutindeni, cu minți sau agitate, bune sau mai puțin, dar ne aparțin. Florin Badale este psihologul care ne ajută să limpezim, să delimităm comportamente, reacții, sentimente și să gestionăm emoții. Vă invit la o emisiune în care suntem împreună călători către noi înșine. Ce se întâmplă cu economia țării, Dara județului Alba? Cum funcționează instituțiile descentralizate ale statului la nivel județean? Funcționează ele și slujesc interesele cetățenilor? Contribuie ele la dezvoltarea economică a județului? Acestea sunt întrebări la care voi încerca să răspund într-o emisiune săptămânală. Emisiunea va avea loc în fiecare miercuri, începând cu orele 20. Oraș cu costuri mici, posibilități fără concurență de a locui în cămine moderne, locuri subvenționate, șansa formării continue, toate condițiile pentru a te face cunoscut în domeniu. Alba TV, în colaborare cu Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității 1 decembrie 1918, îți prezintă emisiunea Cetatea Universitară, în fiecare miercuri de la ora 21. Suntem din nou aici în studio Alba TV, Real Risk, un risc adevărat de a nu fi la curent cu noutățile. Alături de noi s-a alăturat și Diana Mețiu, profesor universitar la Universitatea Hiparion din București, Comunicare și Artă Vizuală. Bine ați venit la noi în studio și bine ne-am cunoscut, ca să zic așa. Cum a reușit să vă aducă în Sebeș cel mai bun student al dumneavoastră să vă păcălească să faceți atâți kilometri pentru a ne onora cu prezența la Festivalul Medieval? Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Da, Izabela este una dintre cele mai bune eleve ale mele. Din clasa ei este chiar prima, așa că o felicit oficial aici în fața tuturor. Și dragostea ei față de oraș m-a făcut să vin aici și
Dacă este să vorbim puțin despre comunicare, în comunicare regula cea mai importantă și cea mai frumoasă spune așa: totul este despre ceilalți. Ori dacă totul este despre ceilalți, atunci când eu sunt în fața clasei mele, totul este despre ei, despre elevii mei, despre studenții mei. Și Izabela este unul dintre aceștia, dintre fruntași. Și atunci totul este despre ea. Iar astăzi, aici și mâine, totul este despre ea. V-a transmis dragostea pentru orașul ei natal și pentru că este un elev bun, cel mai bun din grupa ei, v-a făcut să veniți să-i vedeți orașul, probabil pentru a înțelege mai bine cum s-a format personalitatea ei, probabil. Este sau nu? Da, curiozitatea despre ea și viața ei, așa, mi-ar fi făcut plăcere să o cunosc mai de mult, dar acum voi avea ocazia pe mama ei, pentru că am vorbit de multe ori la telefon și mi-a făcut o impresie foarte bună și acum știu că ne așteaptă cu plăcinte. Și am venit pentru o bucată de cultură din România pe care eu n-am cunoscut-o până acum. N-am vizitat nici Sebeșul, nici Alba Iulia, mai sus de Sibiu, n-am fost niciodată în România și chiar sunt foarte curioasă să văd această zonă și îmi pare rău că nu reușesc să văd prea multe lucruri în această perioadă de timp, dar am promis Izabelei că voi reveni cu siguranță și îmi voi aloca un timp suficient cât să văd toate lucrurile frumoase despre care ea mi-a povestit. Și cel mai mult îmi place accentul ei și accentul celor de aici. Așa, vorba molcovă, legănată, frumoasă, deci chiar... Corect, aveți dreptate. Într-adevăr, dintr-un punct de vedere, Sebeșul este o prelungire a personalității Izabelei. Da. Și atunci, dorind să cunoașteți mai bine personalitatea studenților voștri de elită, ați venit la Sebeș cu mare drag la acest festival de artă medievală. Da, într-adevăr, omul sfințește locul și încă o dată ce important este ca oamenii de calitate din Sebeș să vorbească despre Sebeș, pentru că vorbind despre Sebeș vorbesc despre ei. Exact. Sunteți foarte bine spus. Angrenată și în proiectul Spovedanii alături de Claudia, da. Și aș vrea să îmi povestiți un pic despre când ați făcut pasul spre scenaristică, pentru că la bază dumneavoastră aveți comunicare non-verbală, comunicare cu ajutorul imaginilor vizuale, deci practic, să zicem așa, sunteți un profesionist în ale manipulării pozitive. Da? Ați lucrat și cu politicieni pe care i-ați învățat cum să se îmbrace, ce să vorbească, ce să nu vorbească, cum să se prezinte în public și, bineînțeles, să-și crească șansele de a păcăli electorat. Că la urma urmei, cam despre asta este vorba. Care este rolul dumneavoastră precis în Spovedanii, în producția ce... peste ceva timp va vedea lumina marilor ecrane. Da. Pe Claudia am cunoscut-o la Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film și primul proiect pe care l-am avut împreună a fost un festival de film la care s-a muncit foarte mult. Era un prim festival în orașul Chișinău și toate lucrurile trebuiau începute de la zero. Și Claudia a făcut dovada unui om super profesionist care vrea să facă și pune osul la treabă în orice moment și cel mai important este publicul. Deci a respectat această lege a comunicării care mie mi-este foarte dragă, că totul este despre ceilalți și m-a ajutat foarte mult, chiar dacă nu era neapărat în obligațiile ei, să spunem așa, contractuale, să fie publicul mulțumit, să iasă un festival extraordinar de bun și de frumos, ea prezentând la acea vreme festivalul, dar implicându-se foarte mult în promovare, în organizare, în tot ce a fost nevoie acolo la fața locului. Iar în acel moment am spus: cu această persoană eu sunt gata să merg pe termen lung toată viața, până la moarte, dacă este nevoie, sună așa pompos, dar așa, exact așa am gândit și am zis: vreau să fac orice proiect, dacă e să fac cu cineva, îl voi face cu această persoană. Cum de Chișinău la început? Sunt o leacă mai prietenoși moldovenii noștri de peste Prut?
Nu neapărat, așa a fost conjunctura, pentru că domnul Ilian Cărmăzan, cel care este președintele acestei organizații, și-a dorit să facă un festival acolo și să lege relațiile de prietenie, tocmai pentru că erau oarecum considerați defavorizați. Și a spus, haide, având în vedere că sunt oameni cărora, eu știu, unii lasă mai la urmă, tocmai de aceea noi să ne ducem atenția mai mult către ei. Așa cum, de exemplu, avem un festival la Galați la care tot împreună o să mergem și pe care l-am ales pentru că nu exista niciun cinematograf în Galați. Deci în Galați nu există cinematografe și nu exista niciun cinematograf și am zis, e imposibil. Bine, nu există în prezent, că pe vremuri, har Domnului, dar de niște ani nu există, probabil după Revoluție s-au mai desfințat cinematografele și în afară de zona de mall, unde acolo sunt cinematografe moderne, dar un cinematograf clasic, așa cum în București există Patria sau așa, nu există în Galați. Și atunci ne-am hotărât tocmai acolo să facem festivalul. Deci, în general, când ne alegem locurile de festivaluri, sunt locuri care merită mai mult decât celelalte. Ca să înțeleagă telespectatorii, da, ce înseamnă un festival de film? Se bănuiesc că este o tematică anume, nu? Sau da, se dau tematică, din mai multe tematici, filme? Este la alegerea organizatorilor. Poate fi o tematică istorică, cultural, poate fi o tematică muzical, educativă. De exemplu, ultimul festival de la Chișinău pe care l-am organizat tot împreună cu Claudia a fost... Deci vă place la Chișinău, place la dacă Chișinău, ați repetat-o, da? Vrem ca lucrurile pe care le facem să aibă continuitate. Adică dacă am făcut ediția întâia să fie și ediția a doua și a treia și a o mie și una de ediții, pentru că așa merită lucrurile să fie construite temeinic. Păi trebuie să punem la cale... Ceva neapărat la... în secret și un festival de film la Sebeș. Așa ne dorim. Asta este gândul cu care și am venit. Și uite aici să te corupem, că da, asta este menirea. Ușor coruptibil, da, la chestii culturale și în acest domeniu. Am putea începe direct cu ediția 5-a. Da. Da, ca să fim nonconformiști, de ce timpul să așteptăm? Cincinalul ăla, da, de pe vremuri. Da. Ce noi numărăm de la începem cu 5-ul. Da, am înțeles că sunteți la ediția 3 aici la Festivalul Medieval. Putem să o continuăm așa, să integrăm festivalul de film și să facă parte deja, suntem la a 3-a ediție. Am început cu numărul 3, continuăm mai deci departe. Deci la un festival de film, ca să înțeleg, pe lângă filme sunt și spectacole, sunt actori consacrați, sunt invitați, da, de onoare. Invitați, da, de onoare. Deci este se practic... țin conferințe de presă, workshop-uri eventual, deci... are o altă amplitudine și o altă orientare decât la un festival de artă medievală. Dar un festival de film poate să fie inclus și în acest festival care este aici acum. Sunt dar noi suntem sau... deschise ca să facem, uite, alături, să facem un festival de film românesc sau de film internațional. De ce nu? Alba TV cu siguranță va spune da și va fi un partener de nădejde. Să aducem actori de renume, să aducem regizori de renume, să aducem oameni să facă workshop-uri, nu? Da. De actorie, de regie, de operatorie, pentru că... Și aici, vorbind nu numai de Mühlbach, de orașul săsesc din Ardeal, care în urmă cu mulți ani a făcut parte din Zibănburg, din cele 7 cetăți transilvanene. Vorbim de întreg județul, care este într-adevăr o comoară, o comoară ascunsă și neștiută și, bineînțeles, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul altor oameni care iubesc aceste meleaguri, putem descoperi și altora strălucirea acestui județ nemaipomenit. La Zladna am înțeles că deja ați făcut un festival, da? Ați avut o acțiune în Zladna. Cum de la Zladna s-a putut și în alte orașe nu? Sau mai bine spus, cum de ați ajuns la Zladna? Asta este o poveste mai veche, ține de, cum să zic, implicarea mea cu Gabriel Boholz, cel care practic a inițiat acest festival de etnografic de film românesc la Zladna. El nu este din Zladna, dar eu am lucrat cu el în București. El a fost studentul maestrului Olgi Croitoru, care eu lucrez și încă colaborez foarte mult, și el m-a rugat ca să pun un număr la inițierea acestui festival. A făcut cunoștință cu Silviu Ponoran, care este și acum primar acolo și am înțeles că este foarte iubit de oamenii din Zladna, și uite că au închegat acest festival la care eu, să zic așa, că am fost un mic puc
așa ca din vis unei nopți de vară, pentru că am vorbit și cu Geo Saizescu, trăia pe vremea aceea și a fost președintele juriului. În anul acela și eu am făcut parte din juriu și am venit împreună cu Sebastian Papaiani, cu maestru Olgi Croitoru, cu Călin Căliman, care este părintele criticilor români, așa, și am dat drumul la prima ediție. Prezentator a fost ilustru Octavian Ursulescu, pe care îl iubesc foarte mult, și uite că acum la Zlatna s-a ajuns la 5-a ediție a festivalului. Dar de la început s-a pornit cu inima deschisă, primarul Silviu Ponoran, cu un mănunchi de oameni de acolo, de bună credință și care iubesc foarte mult tradițiile românești, au pornit cu încredere, cu optimism, și erau în stare să-și dea și sufletul ca să iasă festivalul, să aibă continuitate. Apropo de ce zicea Diana mai devreme, noi ne-am reîntors la Chișinău pentru că cel puțin și eu, la fel ca și ea, credem foarte mult în oamenii de cursă lungă, în lucrurile care au o continuitate, care merg spre plus infinit, pentru că dacă ai, poți să mai ai și întreruperi, poți să mai ai și hopuri, asta înseamnă insucces. Deci este un insucces. Dacă nu ai continuitate și nu ai așa, zice, da, am avut și acum e. Cât de frumoasă este o relație și de iubire între un el și o ea care are și după 25 de ani și după 50 de ani, și gândește-te, a fost o dragoste nemaipomenită ca un foc de paie. Doar 3 luni, doar 5 luni, bine că a fost așa. Dar alta e să știi că duci așa spre o veșnicie, cum zice Shakespeare, o veșnicie întreagă și încă o zi. Eu, fiind artist, fiind optimistă, fiind idealistă, cred în această expresie frumoasă a veșniciei întregi și încă o zi. Și tocmai de asta vreau și aici, dacă e să implementăm un festival, noi, bineînțeles, am venit aici și facem o combinație între util și plăcut. Plăcutul de a petrece momente frumoase cu oameni frumoși aici, dar de a și vedea o oportunitate de a crea un festival, de a aduce piese de teatru sau de a face proiecte cultural-artistice aici, în Sebeș chiar, sau în Alba Iulia. Da, într-adevăr, cultura alături de educație sunt ingrediente principale pentru prosperitatea unei zone și a unei țări. Vorbind despre coaching, te-aș ruga, dragă Diana, să ne spui câteva cuvinte cu ce se mănâncă, pentru că mulți aud coaching, ceva ce este un joc, golf, cricket sau așa. Ce este coachingul și căror persoane le este adresat această activitate? Da. Coach din limba engleză înseamnă antrenor. Deci, practic, a face coaching înseamnă a te antrena, dar de data asta, în limbajul acesta modern, este a te antrena în a avea o viață mai bună. Și atunci, pentru că avem nevoie de antrenori ca să fim mai musculoși și pentru asta mergem la sală și facem sport, așa avem nevoie și de antrenament pentru minte. Pentru că noi nu funcționăm la parametrii pe care ni dorim și noi nu ne atingem obiectivele pe care ni le dorim, pentru că undeva, ceva, în mintea noastră nu ne lasă. Programe educaționale, lucruri pe care, eu știu, ne-au rămas în cap de la mama, de la tata, cu toată dragostea și fără nicio vină din partea lor, lucruri care ne-au rămas din experiențe trăite sau auzite sau văzute, și din această cauză noi nu performăm. Și ca să performăm la adevărata noastră capacitate, avem nevoie să scoatem aceste programe mentale și să le punem în loc, și să punem în locul lor niște programe mentale noi, foarte bune și frumoase, în sensul constructivității. Adică să scoatem virul și mental. Exact, ca la deci calculator. Da. Da? Da. Să curățăm calculatorul și să îi facem update. Da, să-l restartăm, da. Să-l updatăm și să punem niște programe noi, nou-nouțe, curate, frumoase. Și cum? Nu sunt bune sau rele. Mie îmi place foarte mult să spun că lucrurile în viața asta nu sunt bune sau rele, doar sunt. Și cum sunt de fapt? Ele sunt exact așa cum alegem noi să ne uităm la ele. Și ne uităm la ele de cele mai multe ori prin prisma trecutului, în niciun caz prin prisma prezentului și al viitorului. Și e foarte frumos să ne uităm la ele astfel. Și un coach, ce face el? Antrenează omul odată să-și descopere adevăratele valori,
să-și descopere adevăratele obiective, să-și descopere idealul în viață și odată aceste lucruri definitivate, începem și ne antrenăm cum putem să atingem aceste lucruri. Aflu despre mine, inventez acum că vreau să fiu balerină. E un proces întreg pentru a afla ce vreau cu adevărat să fac. Dar procesul nu se termină aici când aflu ce vreau cu adevărat de la viață. Procesul continuă când aflu ce fac ca să ajung să ating acest obiectiv. Și antrenorul stă lângă tine și te antrenează, nu-ți dă soluții pe tabă, uite, faci așa, așa. Te lasă pe tine să descoperi ce este atât de frumos în tine și poți face cu bucurie ca să te ții de acel obiectiv. Că dacă vine cineva și îți dă niște soluții, acele soluții sunt ale celui care le dă. Nu sunt soluțiile care ies din cel care are de făcut. Și de obicei când primim din exterior, nu valorificăm ce avem și nu punem în practică. Pe când dacă noi înșiși ajungem la această concluzie, cu mare drag reușim să ne atingem obiectivele. Am înțeles că antrenați și politicieni. În schimb, întrebarea mea este, elevi de liceu, antrenați? Da, coaching-ul și dezvoltarea personală, ca și lecțiile de comunicare, sunt pentru absolut toată lumea. Într-adevăr, am început acum mulți ani, în cadrul firmei mele de PR și comunicare, să antrenez tot felul de oameni care își doreau să apară în public. Dar, pe de altă parte, mi-am dat seama că toată lumea are nevoie. Și eu am coachii, cum se spune în limbaj american, care sunt și copii mici, și elevi de liceu, și elevi de facultate sau studenți, mai bine zis, sunt și oameni care au probleme de firmă, de business, cum să se înțeleagă cu echipa lor, cu subalternii, cu angajații, sunt oameni care au nevoie să-și îmbunătățească comunicarea pur și simplu ca să se înțeleagă pe ei înșiși, indiferent ce poziție socială au, sunt oameni care vor să se înțeleagă cu Dumnezeu sau cu Universul sau cu lucrurile în care cred ei, fiecare depinde de convingerea religioasă. Sau cu superiorii, șef, care da? Pot fi... Șeful dă tot timpul cei mai greu de lucru și da. Dumneavoastră l-a antrenat să treacă peste această problemă, exact. Să-i dea lucrurile mai ușoare. Da. Cu privire la elevi, putem încerca să-i ajutăm cu privire la un virus pe care îl sesizez că există în generația tânără, da. Deoarece având 4 copii, tot timpul am la dispoziție a face studiu, material didactic. Da, material didactic. Felicitări. Ce se întâmplă? Vă mulțumesc. Nu numai în generațiile din ziua noastră, dar este ceva antipărit, un virus mental în rândul tinerilor și anume că eu de pe clasa 8-a mă specializez pe o anumită direcție și nu mai am nevoie de limbile străine în cazul în care vreau să urmez politehnică. În același timp, cei care doresc să urmeze o latură umană, limbi străine, filologie, actorie și așa mai departe, spun, dar la ce îmi folosește chimia, fizica și matematica? Da. Într-adevăr, sunt lucruri greșite, deoarece copiii sunt la școală până pe clasa 12-a, ar trebui să acorde o atenție mărită tuturor materiilor, pentru că toate sunt importante în experiența, în valul vieții care o să urmeze. Cum putem scoate acest virus din capul copiilor? Ce trebuie să le spunem ca părinți? Și bineînțeles, dacă sunt elevi care ne urmăresc acum, ce le puteți spune? Ce merită să facă sau dacă merită să facă? Da, merită să facă foarte multe lucruri și eu chiar am un curs dedicat acestei probleme. Probleme, să-i spunem, în sensul că este un curs de creativitate care ține mai multe zile, dintre care o zi este chiar susținută de Claudia și primul curs pe care va fi de acest fel este la Brașov celălalt weekend. Deci începem pe 27-28 și 4 și 5 iulie. Deci 27-28 iunie și 4 și 5 iulie. Am postat pe Facebook despre acest curs. L-am mai făcut de mai multe ori cu rezultate excepționale și acest curs vorbește despre faptul că omul are nevoie să-și folosească în mod egal și la capacitate maximă emisferele cerebrale. Iar în mintea noastră avem clar emisfera stângă și emisfera dreaptă. Emisfera stângă este cea care se ocupă de logică, deci partea de matematică, fizică, chimie, să-i spunem, da?
Ca materii, da. Ca materii, da. Și emisfera dreaptă, care se ocupă de creativitate, de inspirație, de spiritualitate, de lucrurile mai altfel decât lucrurile pe care le învață sistemul educațional, nu numai românesc, și în toată lumea aceasta. E, la acest curs de creativitate, prin niște exerciții foarte simple și foarte jucăușe, eu demonstrez și astfel lumea simte pe pielea fiecăruia care este acolo în sală, și prin exerciții actoricești susținute de Claudia, ce se întâmplă exact în mintea noastră. Și ne dăm seama în felul ăsta despre importanța celor două lucruri. Adică cât de important e să știm și matematică, adică cât e de important să avem mintea ascuțită și logică și cât este de important să fim și deschiși și creativi. E adevărat că unii oameni sunt deja născuți pe lumea asta mai creativi sau mai logici. Sau printr-o educație celor 7 ani de acasă devin astfel mai logici sau mai creativi. Și este doar o alegere spre ce cale vrem să ne îndreptăm. Dar pe de altă parte, când reușim să ne exersăm emisferele și să fie ambele la fel de activate, reușim în viață să facem lucruri absolut excepționale. Și dacă v-ați gândi, dragi elevi, la geniile noastre, la Einstein, la geniile lumii noastre, vreau să spun, la Leonardo da Vinci, la Henri Coandă, la Eminescu, sunt oameni care au fost preocupați și au avut rezultate excepționale pe ambele. Deci, să zicem, Leonardo da Vinci a făcut și capodopere artistice, picturi, sculpturi, dar și lucruri de arhitectură, dar și invenții de fizică, de chimie, de matematică, pentru că un om care este deștept, de fapt, este un om care își folosește ambele emisfere și este un om care se dezvoltă pe toate laturile. Einstein a scris poezii? Nu, n-a scris poezii, dar el a fost foarte creativ de felul lui, pentru că nu putea să vadă soluții inedite în matematică dacă nu-și dezvolta partea creativă. Pentru că noi când spunem creativitate, ne gândim că e vorba de arte plastice sau de limba română sau de limbi străine sau de filologie. De poezie, de exemplu. De poezie. Sau de actorie. Nu. Creativitate înseamnă pur și simplu să vezi altfel lumea. Și poți vedea altfel lumea și ca profesor de matematică. Și profesorii de matematică, adică care nu sunt... rigiditatea aceea. Da. Sunt îndrăgostiți de cifre. Sunt cei care explică elevilor lor matematica la un nivel extraordinar. Mie inițial nu mi-a plăcut matematica până am întâlnit un profesor care a știut să-mi arată spectaculozitatea și frumusețea artistică. Iar după ce am făcut arte plastice și mi-am dat și un doctorat în arte plastice, mi-am dat seama că toată construcția spectaculoasă a capodoperelor de arte plastice din această lume este construită matematic. Și dacă copiii ar cunoaște, studenții, elevii, aceste aspecte ale matematicii în creație și ale creativității în lucruri logice, și-ar da seama cât de frumos și spectaculos și extraordinar și chiar fascinant este să te ocupi de ambele emisfere, adică să înveți în viață și lucruri logice și lucruri creative, să-ți dezvolți la capacitate maximă tot ce ai tu mai bun și mai frumos în tine, ca să aplici în viața de zi cu zi, indiferent ce meserie îți vei alege, că ești doctor, scriitor sau profesor de literatură. Deci este foarte important ca să fii om de succes să-ți folosești ambele emisfere. Da, exact. Dar într-adevăr, matematica are o latură umană foarte dezvoltată și mie îmi plăcea să fac o comparație la integrarea funcțiilor, integrală din x de x. Da? Este da. Funcția care, rezultatul este o funcție care derivată îți dă funcția care este după integrală. Și comparam și explicam de multe ori elevilor, puțin pe care i-am avut și pe care i-am meditat acum 20 și ceva de ani, da, că așa e și în viață. Mm. Trebuie să descoperi rezultatul acțiunilor tale, da? Da. Faci o acțiune, vrei să descoperi rezultatul acțiunilor tale în timp, să afli ce vei păți dacă acționezi așa, da. Învață integrarea funcțiilor și vei afla funcția de derivat. Da, într-adevăr, sunt lucruri foarte interesante și foarte utile pentru copii și copiii au nevoie de așa ceva. Sunteți maestră și în comunicarea non-verbală și aș vrea aici să atingem câteva puncte fierbinți pentru telespectatorii care ne urmăresc, să înțeleagă și ei ce este mai important, care este comunicarea care este transmisă mai ușor, cea verbală sau cea non-verbală? Da. Teoria este absolut fascinantă pentru că spune în felul următor. Din toată impresia artistică, să spunem, pe care un om o face în fața celorlalți,
efectul pe care îl are în sufletele și în mintea celor din fața lui are această proporție. Numai 7%, deci din 100%, numai 7% sunt importante cuvintele. Deci până la urmă n-are prea mare importanță ce spui. Și celelalte procente de 93% sunt date așa, 38% de paralimbaj, adică de tonalitate, cum se aude vocea printr-un telefon. De exemplu, nu te aude nimeni, ești la un call center și numai vocea contează, da? Și restul, până la 100%, este dat de limbajul trupului, adică gestică, mimică, ce facem cu mâinile, cu picioarele, cum ne îmbrăcăm, cum ne parfumăm, unde ne așezăm într-o cameră. Deci toate astea sunt restul de 50 și cât face matematică, cine are minte logică să socotească. Așa. Deci este absolut fascinant cum cei 7% sunt atât de puțini și cât de puțin contează ceea ce spui. Deci asta e valabil și la un profesor care începe să predea o lecție de geografie și 7% cuvinte. Restul ce face? 36% tonalitatea, 38%, da, paralimbaj se cheamă, da? Deci cum se aude vocea, inflexiunile, pauzele dintre cuvinte, felul de a vorbi mai repede, mai încet, mai tare, mai, da? E, și restul sunt limbajul corpului. Și ce aș sfătui eu lumea, lucrurile astea se învață. Deci se merge la cursuri, la cursurile mele, dacă vreți, pe care le susțin tot cu Claudia aici împreună. Ea face partea de actorie cu exerciții foarte multe luate din actorie și de dicție, care sunt foarte importante. Și eu restul de lucruri care țin de creativitate și exercițiu, să știm ce cuvinte anume folosim. Iar eu în toată partea asta sfătuiesc lumea să se ocupe tocmai de acei 7%. De ce? Pentru că dacă cei 7% sunt autentici și eu când spun ceea ce spun, 7% spun cu tot sufletul meu, automat nu mai am de învățat nicio regulă. Felul în care voi vorbi, tonalitatea, ceea ce voi face cu mâinile, cu picioarele, dacă sunt în acord 100% cu ceea ce spun, nu ne contrazicem și toată lumea ne va iubi și ne va aprecia, necondiționat, fără să înțeleagă neapărat de ce, numai pentru că simte că suntem autentici. Și atunci, putem să învățăm cum se întâmplă în cazul politicienilor sau avocaților sau oamenilor care mai... Nu-i mai învățați pe politicieni. Nu-i mai învățați. Nu, dar chiar și ei învață. Aici este o regulă iarăși foarte frumoasă care spune așa, timp de 40 de minute ne putem preface. Cel mai mult. După 30-40 de minute dăm semne de oboseală. Deci asta e o explicație a faptului că politicienii nu țin mai mult de o jumătate de oră discurs? Da, să știți că așa deci este. Deci nu pot să se prefacă mai mult. Mai mult încep și te trădezi, pentru că îți obosește ceva, corpul, mușchii feței, mimica. Și cât ai ști tu să joci teatru de perfect, cât ai ști toate limbajele trupului, cum să stai cu mâinile, cu picioarele, cum să zâmbești, așa, la un moment dat te trădezi, pentru că corpul nu mai te ajută, nu mai te susține. Și pentru cine se pricepe, își dă seama și mai repede. Pentru cine nu se pricepe, sau dacă cei care vorbesc sunt foarte buni actori, atunci da, pot să păcălească, dar nu pot să păcălească la nesfârșit. Și decât să învățăm atâtea reguli despre limbajul non-verbal, mai bine suntem autentici și ne punem în acord ceea ce spunem, cei 7%, cu ceilalți 93%. Da. În Seveș, într-adevăr, s-a întâmplat... Cât durează o emisiune de-a ta? 3 ore. 3 ore? Da. Deci, după 40 de minute, atenție la neatenție. Ai grijă. Nu, n-am nimic să de înceapă. Ascuns. Da. Nu la tine, la cel la pe care... La ceilalți. Da, să invit de acum încolo politicienii minim o oră ca să-și dea rama pe față, dacă este cazul. În Sebeș a fost o asociație care la un moment dat a avut succes, dar din lipsa nereușitei de a strânge sponsori, a dat faliment, ca să-i zicem așa. Numele acestei asociații care se ocupa cu îngrijirea persoanelor cu handicapuri fizice, uh-huh, dizabilități, da, se numea Trebuie. Uh-huh. Văzând câteva cursuri de ale tale, Diana, mi-am dat seama că această asociație n-ar fi dat faliment dacă se numea Merită. Deci trebuie să-i ajutăm pe cei cu dizabilități. Cam acesta era sloganul acestei asociații și sincer spun că într-adevăr când vedeam Trebuie aveam o mică reținere. De ce trebuie? De ce cineva trebuie să-mi impună și să-mi spună că trebuie? Cum am dau seama cât de important este înlocuirea cuvântului trebuie cu merită? Și te-aș lăsa să comentezi un pic acest subiect.
Da, toată comunicarea și toate regulile comunicării se bazează pe respectarea valorilor celuilalt. Cum spuneam că regula comunicării este totul este despre ceilalți, ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când vorbim și când acționăm, când facem orice lucru, de fapt îl respectăm pe ceilalți. Aș merge până acolo să spun că iubim pe ceilalți. Dar ca să nu ne ducem prea profund în subiect, spun îi respectăm. Și cum le arătăm respectul? Le arătăm respectul necontrazicându-le, neatacându-le valorile și validând valorile lor cele mai importante. Ce înseamnă asta? Fiecare om are anumite valori. Vă dau un exemplu. Valoarea mea, una dintre valorile mele este natura. Asta înseamnă că eu sunt fericită în viața asta dacă stau mai mult în natură. Dacă mi s-ar da un salariu, nu știu, de 100.000 de euro, în schimb m-ar forța cineva să lucrez la un subsol, în igrasie și să stau 12 ore pe zi în acea atmosferă, m-aș duce poate de dragul banilor o lună, două, trei. Poate asta o viață din alte considerente, dar eu m-aș ofili pe zi ce trece. Aș fi din ce în ce mai nefericită, poate m-aș îmbolnăvi. De ce? Pentru că de dragul unei alte lucruri, unui alt lucru din viața mea, mi-am omorât valoarea cea mai importantă. Și anume dragostea de a sta în aer liber, de a sta în natură. E, așa se întâmplă cu toată lumea. Avem niște valori ale noastre. Dacă le respectăm, suntem fericiți. Dacă nu le respectăm, din alte considerente nu contează, suntem nefericiți. Și este foarte important să fim noi în acord cu aceste valori ale noastre. Primul lucru este să le descoperim și al doilea lucru este să vedem cum ne comportăm, ce facem noi în viața de zi cu zi, să fie în acord cu aceste valori. Și acum, fiecare om are valoarea lui personală și valoarea universal valabilă. Dintre valorile astea universal valabile pe lumea asta, cea mai de seamă este libertatea. De ce spun asta? N-ar fi pedeapsa cea mai mare pe lumea asta închisoarea. Deci dacă valoarea cea mai mare n-ar fi libertatea, pedeapsa cea mai mare n-ar fi închisoarea. Și ca să merg mai departe, când pe un om, după ce l-am închis, vrem să-l pedepsim și mai tare, ce facem? Îl închidem la carceră, adică îl izolăm. Pentru că una din alte valori importante ale omului este comunicarea. Omul are nevoie să comunice. Deci dacă îl și închidem, îl și izolăm, dintr-o dată i-am omorât două valori esențiale ale omului. Și ca să-l terminăm? Îi arătăm că nu este iubit și nu este apreciat. Deci sau n-are îi schimbăm nicio... sistem valențele spirituale. Cazul experimentului de la Pitești. Da? Așa. Când comuniștii au transformat pe cei mai înflăcărați oameni care făceau rezistența comuniștilor, da? Partizanii care erau prinși, da? Li se schimba valența spirituală și deveneau cei mai al zmeului, ca să nu zic al dracului, gardieni. Da, da. Da? Deci valențele spirituale, odată lăsate deoparte, da, îți modifică, da, anihilat tot sensul vieții. Da. Deci ăsta e motivul real pentru care merită, este comoară de aur și trebuie, este sărăcie? Merită. Da? Da, merită să ne respectăm valorile și atunci când vorbim cu ceilalți să le respectăm valorile lor. Iar acest cuvânt trebuie, pentru că de aici am pornit cu întrebarea, atacă valoarea cea mai importantă a omului și anume libertatea. Da? De ce trebuie să fac eu lucrul ăla? Cine ești tu ca să mă obligi pe mine să fac acel lucru? Pentru că trebuie înseamnă obligație, înseamnă privare de libertate. Așa. Trebuie. Poruncă, dar într-un alt mod mai politicos, să zicem așa. Dar e tot așa, te forțează parcă. Deci patronii nu-i bine să le spună angajaților trebuie mâine să mergeți să săpați șansul ăla. Nu. Șansul. Deci mai bine să le spună, măi, angajați dragi sau dragii mei colegi, da, merită să săpați acel, da, șans, pentru că voi putea să vă dau salariile la zi. Da. Ceva de genul. Da. Sau găsește orice altă motivație sau explicație sau justificare pentru care angajatul chiar să creadă că merită să facă acea acțiune. Altfel o să o facă. Ori o face că pur și simplu n-are încotro, ori o face că îi se pare că altă soluție nu există, ori o face și nici nu știe de ce o face, pentru că așa e și nici nu gândește, dar în orice caz nu o face cu drag, nu o face cu tragere de inimă și nici rezultatele nu vor fi pe măsură, pentru că atunci când nu punem dăruire în ceea ce facem, nici ceea ce se vede pentru ceilalți nu este... Da, și relația inversă înseamnă că e valabilă. Angajatul se duce la șef, la patron, da, și spune... Șefule, mâine trebuie să mă duc la botezul lui vărul meu, da, și dă-mi, te rog, un avans. Da. Deci și angajatul trebuie să-i zică altcumva, da, să, da, se exprime. Deci, practic, arta comunicării
la care sunteți maestră. Mulțumesc, și, da. Dumneavoastră, efectiv, predați aceste materii, cum se numesc exact, comunicare? Comunicare, da, comunicare, care poate avea diverse aspecte. Studenții pe care îi aveți, la ce secții urmează? Deci ce facultate urmează studenții dumneavoastră? Comunicarea se poate preda la orice facultate și chiar ar sfătui, dacă sistemul educațional s-o predea chiar din clasele mici, chiar de la grădiniță, ar fi superb ca oamenii să aibă această pregătire. Dar eu acum sunt la facultatea Geo Saizescu, care e o facultate de arte cinematografice. Adică predau la actori, la viitori actori, la viitori regizori, la viitori oameni de imagine, scenografi, scenariști, adică zona asta toată de cinematografie și televiziune. Acum predau la asta, dar altfel eu fac cursuri în privat, cum v-am dat exemplu cursului pe care îl fac cu Claudia la Brașov acum, în care fac în diverse locuri unde se practică astfel de cursuri extra profesionale sau extrașcolare și unde oamenii vin și contra cost se înscriu pentru o perioadă de 4 weekenduri sau depinde de curs, fiecare curs durează o altă perioadă de timp și își însușesc aceste cunoștințe așa de dragul de a performa și de a-și îmbunătăți calitatea vieții. Sunt și companii care apelează la dumneavoastră? Da, da. În permanență, pentru că e foarte... Primele companii sunt... Nu, vreau să spun, primele departamente din companii sunt de obicei echipele de vânzări. Pentru că acolo se vede financiar lipsa cunoștințelor de comunicare. Când o echipă de vânzări nu știe să comunice, de fapt nu știe să vândă și are pierderi în relația cu clientul. Dar merită să facă aceste cursuri și oameni care sunt în alte departamente. Dar, într-adevăr, de cele mai multe ori sunt conectată și sunt căutată de cei care fac vânzări. Și atunci, după ce văd rezultatele echipei de vânzări, patronul de cele mai multe ori se gândește, hai să facem și cu ceilalți membri ai echipei. Și funcționarii publici ar trebui să facă obligatoriu. Toată lumea merită să facă. Și se merită. Da. Cum e reclama aceea la cosmetice cu pentru că merit. Este foarte bine gândită. Știi de ce am venit aici, practic? Pentru că Isabela a zis nu trebuie. Se merită. Să veniți acolo. Deci, da, deci și am zis, e o studentă extraordinară. Dumneavoastră ați predat că trebuie să fie înlocuit cu merită, da. Și studentul a aplicat ceea ce a învățat chiar pe pielea dumneavoastră și iată că merită, da. Că ați venit și la noi la Alba TV, la emisiunea Real Risk, dar și la evenimentul medieval care are loc astăzi și mâine la Sebeș, fost oraș săsesc, una dintre cele 7 cetăți ale Zibănburgului. Da. Da. Izabela, vreau să vă spun doar că Izabela a fost un elev mai, cum să spun, prezent la cursurile mele, pentru că ea, având și o pregătire de operator de imagine, am rugat-o să vină să-mi filmeze cursurile private. Și atunci, din spatele camerei, cred că a avut chiar altă viziune asupra cursurilor și filmându-mă pe mine și jocurile și implicările cursanților, a putut să rețină mult mai bine informația și să privească cu totul altfel aceste cursuri. Adică n-a fost numai eleva mea la școală, la universitate, ci a venit și la toate cursurile private în spatele camerei și le-a filmat. Și chiar câteva dintre ele sunt și postate pe Facebook, toate filmate de ea. Da, merită, într-adevăr. Mi-am adus aminte acum, cred că profesoara mea de matematică din liceu era și dânsa și este o maestră în ale artei comunicării, deoarece la prima lucrare de control, văzând că am dat toate rezultatele corecte fără a rezolva problemele, printr-o metodă anume, m-a întrebat totuși, de unde știi că astea sunt rezultatele? Da. Și am răspuns prin încercări repetate. Uh-huh. Și ce? Gândești bine, creativ. Uh-huh. Și ce? Uite, îți arăt o metodă prin care poți învăța matematică și în același timp poți să îți rotunjești veniturile. Ei bine, era în 1986. Uh-huh. Aveam nevoie și eu ca elev de liceu de niște bani în plus care să fie ai mei. Uh-huh. Orice tânăr visează, da, la lucrul ăsta. Și am zis, cum se poate face așa ceva?
ceva. Te apuci și dai ore de matematică. Păi da, dar nu știu. Păi asta e problema. Înveți, după care predai. Înveți, după care predai. Și am început să învăț pentru a preda, la un moment dat descoperind că chiar învățam, da, motivat fiind de acel surplus financiar, după care, bineînțeles, m-am molipsit de matematică pentru câțiva ani. Da, deci o metodă de a-i determina pe copii, dacă vezi copilul că nu vrea să învețe, îi spui, măi, tu dacă tot nu știi engleză sau germană, învață și de ore. Da. Și atunci el automat... Apropo de ce, știi că n-am citit noi expresia, aforismul ăla, preda înseamnă a învăța de două ori. Da. Te aduce aminte la Chișinău, la Prometeu. Da, da, și că am și făcut popoza acolo și chiar am vorbit în... Deci trebuie să ne încurajăm atunci copiii să predee. Exact. Și metodă. Se zice că așa se fixează cunoștințele, când le povestești altora. Și părinții când se întâlnesc cu copiii acasă, ce ai făcut azi la școală? Ce v-am mai învățat azi? Ce ați făcut? Și copilul când povestește într-o manieră plăcută ce a făcut la școală, el de fapt face o repetiție a acelor lucruri și o fixare a cunoștințelor. Nu simte că i-a ascultat. Ia spune-mi ce ai învățat acum. Trebuie să aflu. Da, rugăm copiii să nu se uite la această emisiune, dar părinții să urmărească și reluările și, bineînțeles, toate lucrurile bune care le-au auzit să le pună și în practică. Da. Dragi sebeșeni, vă invităm la festival, la evenimentul medieval de la Sebeș, bineînțeles și pe cei din celelalte orașe ale județului, le transmitem invitația de a participa mâine la filmul istoric Mihai Viteazul, începând cu ora 15. Da, este un film deosebit, este o peliculă pentru care s-au făcut eforturi de a fi scoasă din arhivele naționale de film și de a fi adusă la Sebeș, la Festivalul Medieval. Facem o mică pauză, după care revenim alături de dumneavoastră. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Ca de obicei încercăm să dezbatem teme de interes major. Nu mai facem teorie, facem seminarii și discutăm pe studiu de caz. Gândurile noastre ne însoțesc pretutindeni, cu minți sau agitate, bune sau mai puțin, dar ne aparțin. Florin Badale este psihologul care ne ajută să limpezim, să delimităm comportamente, reacții, sentimente și să gestionăm emoții. Vă invit la o emisiune în care suntem împreună călători către noi înșine. Ce se întâmplă cu economia țării, dar a județului Alba? Cum funcționează instituțiile descentralizate ale statului la nivel județean? Funcționează ele și slujesc interesele cetățenilor? Contribuie ele la dezvoltarea economică a județului? Acestea sunt întrebări la care voi încerca să răspund într-o emisiune săptămânală. Emisiunea va avea loc în fiecare miercuri, începând cu orele 20. Oraș cu costuri mici, posibilități fără concurență de a locui în cămine moderne, locuri subvenționate, șansa formării continue, toate condițiile pentru a te face cunoscut în domeniu. Alba TV, în colaborare cu Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie al Universității 1 decembrie 1918, îți prezintă emisiunea Cetatea Universitară, în fiecare miercuri de la ora 21. Suntem din nou aici la Real Risk. De această dată subiectul nu va fi unul despre coaching, comunicare non-verbală și actorie, ci unul despre viața reală, posibil versus imposibil. Alături de mine un prieten drag care
într-un mod miraculos, a scăzut de la 160 de kg greutate la 100 de kg. Bună ziua și bun venit în studioul ala Alba TV. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, ce vârstă aveți? Am 71 de ani împliniți. Mulți înainte. Și la această vârstă, deja ambiția și voința dumneavoastră par intacte. Spune-mi, vă rog frumos, povestea dumneavoastră, povestea de anul trecut, în care dumneavoastră, printr-o decizie, v-ați schimbat nu numai greutatea corporală, dar și activitatea de zi cu zi și, bineînțeles, și modul de viață. Da, așa este. Acum un an, în luna aprilie, cântăream 158 de kilograme. Eu eram bolnav de diabet, insulinotratat, și eram cuprins și într-un studiu al unei insuline și îmi făcea verificări tot la 3 luni. Acolo făcea cântărirea și toate analizele necesare. Da. Să vă spun că am avut hemoglobina glicozurată 9 și făceam 90 de unități de insulină de Lantus. Zilnic? Zilnic seara, plus 2500 de siofor. Ei, acum hemoglobina glicozurată este 5,4. Deci este în marja de diabetul, este între 4 și 6. Da. Deci eu am 5,4. În limitele normale. Și mai sunteți insulinodependent? Da, dar fac foarte puțină insulină. Deci am ajuns să fac 45 de unități, am ajuns la jumătate și din zi în zi merge tot mai în jos. Bine. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră, în niciun an de zile ați reușit la vârsta de 70 de ani să învingeți diabetul. Am învins diabetul, dar am învins, cum să vă spun, am căpătat dragoste de viață. Eu am fost un om care mi-am dorit să mor. Aveam niște dureri în organism infernale, niște contracții musculare nemai întâlnite pe toată suprafața corpului. Abdomen, torace, membre. Un fel de gută? Noaptea la două, eu urlam în casă și mi-era frică că îmi scot vecinii în bloc de durere. Și mă rugam la Dumnezeu să mă ieie. Fapt pentru care m-am și pregătit. Mi-am făcut un costum nou, nouț, pentru mormântare și am spus la soție, eu nu mai vreau să trăiesc, fiindcă sunt prea mari durerile. Și aceste dureri erau din cauza faptului că era supraponderat? Exact. Obezitatea a dus la aceste dureri. Erau generate de gută sau? Nu, erau niște contracții, mi se întărea musculatura, în special în abdomen și în torace și pe membrele inferioare. Deci 158 de kilograme acum un an, da? Câte kilograme aveți în prezent? În prezent am 100 de kilograme. Deci 58 de kilograme? S-au dus jos. S-au dus, da. Practic 58 de kilograme de toxine, dacă ar fi să o luăm așa. Exact. Dar aș vrea să vă zic că am ținut o dietă de 1400 de calorii zilnice. Deci, vă rog să mă credeți, am respectat cu strictețe acea dietă dată de medic, nutriționist, că nu puteam să mă apuc de capul meu. Eu am luat hotărârea și m-am dus la medic, mi-a dat această dietă și m-am apucat de ea. La sfârșitul dietei spune așa, cel puțin o oră de mers pe jos în mers vioi, nu plimbare. Deci ăsta e un lucru foarte important pentru că mulți țin diete, dar nu fac sport. Exact. Și înot. Deci o oră și înot.
o oră de mers pe jos, cel puțin, și înot. Și dumneavoastră, la 70 de ani, v-ați apucat de mers pe jos și de înot? M-am apucat de mers... În primele două luni n-am putut să merg. Am slăbit 16 kilograme în două luni. Și am putut, după aceea, să... Datorită unui prieten foarte bun, un coleg, cu care joc aici, Remi, în parc, ne-am cunoscut. El este de origine greacă, îl cheamă Petropoulos Vasilis, și-o zic de mine, măi, neagoțea, hai mă cu mine în șanțuri, mă, că uite, eu mă duc în fiecare zi cu soția la plimbare, nu știu ce, și mișcarea face bine. Și l-am ascultat, m-am dus cu el și după, dar nu mergeam 50 de metri și mă așezam pe bancă, cum bine, îți băi. Trebuie spus și chiar vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți și două proteze, da? Totale de șold cimentate. Operate în Alba Iulia în 2005, prima, și în 2006, a doua. Deci în momentul în care aveați 160 de kilograme, exact, da, aveați două proteze, pe două proteze, vă doreați să nu mai fiți, da? Da. Și în momentul ăla s-a întâmplat ceva, ați luat o decizie, am totuși ce s-a întâmplat? Am luat o decizie, să vă zic, am fost, am o familie foarte frumoasă, cu doi copii și... Cu câte un nepoțel de la fiecare copil. Și băiatul într-una din zile îmi spune așa: auzi, tată, de ce nu vrei tu să slăbești, să trăiești, să-ți vezi copilașii ăștia doi, nepoții ăștia, cum cresc, să te bucuri de ei, vor merge la școală, nu știu. Și am stat așa pe gânduri și am zis, mă, copilul ăsta are dreptate. Ia să încerc. Realitatea este că mâncam foarte mult și foarte bine. Deci grăsimea nu se pune așa numai că... Tot de la grăsime. Da, deci de la grăsime. Fructe. Mâncare da. Grasă, mâncare puternică și efort zero. Zero. Și atunci v-am spus cu prietenul ăsta, am luat-o pe traseu. Ați luat-o două pe traseu? Săptămâni. În două săptămâni, după două săptămâni, am reușit să nu mai stau pe bancă. Deci să fac traseul în, fără să... Asta. Acum, deci după un an de zile, fac trei înconjururi. Demers pe jos. Demers pe jos. În deci condițiile cei 3 în care, din nou, de la și sud protezele la nu vă deranjează? Deloc, absolut. Dar să vă spun că am avut gonastroză la genunchi. Nu puteam să întind, să îndoi genunchiul deloc, să cobor o scară. De urcat, hai, mai mergea. Dar la coborâre era nenorocire. E foarte important ce spuneți dumneavoastră. Deci... protezele n-au stat în calea vieții dumneavoastră, pentru că mulți spun, a, și eu aș face sport, dar am o tijă în picior. Deci nu. Câți kilometri mergeți pe jos acum, la ora actuală? Acum, la ora actuală, așa, eu, de exemplu, plec la centru de zi pentru vârstnici din cetate până la mine, acolo sunt 2 km jumate care îi fac pe jos, vin pe jos în cele mai multe ori, înapoi, plus seara trei ture de... Deci în total asta înseamnă peste 10 km. Peste 10 km, da. În jur de 12 km zilnic. Și înainte, acum parcurs. Un an, câți metri mergeați păi pe jos? Păi meream 100 de metri și nu mai puteam. Nu mai puteam realmente. Bun, toată lumea s-a uitat după regimul mine. Alimentar și acea recomandare a nutriționistului de a avea maxim 1400 de calorii pe zi. O păstrați și în zi de astăzi? Acum nu. Nu. Nu mai păstrez, mănânc normal, în schimb nu mănânc pâine deloc. Deci, în cele 1400 de calorii eu aveam și 150 de grame de pâine prăjită, deci 50 de grame la o masă, la care am renunțat eu. Deci n-am mai mâncat pe pâinea, era moartea mea. Eu mâncam o pâine de aia pe vatră moale, aia o dădeam gata. Da, amidonul într-adevăr face ravagii în organism. Și faceți înot. Auziți, aici eu zic, acum să zic așa, eu zic că Dumnezeu ne conduce toată viața și pașii noștri.
Îmi spune soția, prin luna septembrie, anului trecut, ce auzi, dragă, du-mă și pe mine până în piațet acolo să văd și eu ce s-a făcut pe acolo, s-a făcut și o fântână arteziană. Și zic, hai să mergem, era duminică și erau toate băncile ocupate, una singură stătea un domn. Și îl întreb, sunteți, e liber lângă dumneavoastră, zice, pentru asemenea familie? Zic, vă mulțumesc mult. Și am dat în discuții cu domnul, un domn la 60-61 de ani, pe care nu l-am mai întâlnit și atâta mi-aș dori să-l întâlnesc. Și explicând eu că, uite, eu sunt într-un proces de slăbire, îmi spune dânsul, zice, domne, s-a deschis luna trecută bazinul olimpic. Și eu merg la bazin și pentru noi, pentru pensionarii, 5 lei intrarea, îți trebă numai de la medicul de familie o adeverință, se face abonament, iasă mai ieftin. Și să știți că notul vă ajută și eu având hârtia. Ei, a doua zi m-am dus la medicul. Deci pe hârtie chiar era recomandat. M-am dus la medicul de familie, mi-a dat căs apt, m-am dus la bazinul olimpic și m-am apucat de not. Am intrat în bazin și în 10 minute am parcurs 50 de metri, pe care acum îi fac în 2 minute. Și deci, zilnic acum mergeți la... Zilnic. Eu am abonament de 30 de ședințe. Cât e un abonament pentru pensionari? Acum s-a dublat. A fost foarte ieftin, 105 lei, dar datorită faptului că se completa foarte mult de la bugetul local, Consiliul Local a luat hotărârea să dubleze costul și acum pentru pensionari este pentru 30 de ședințe 210 lei. Dar având în vedere că eu... Nu mai cheltuiți pe medicamente, acum vă arumați bani pentru sport. Cheltuiesc acum de 10 lei și înainte cheltuiam de milioane, fiindcă m-am dus la... Eu am făcut, să vă spun, am avut și infarct miocardic inferior. Și înainte de a lua hotărârea să slăbesc, am fost agățat la terapie intensivă la etajul 4, la doctorița Șuteva, acolo de aparate. Dar mi-a schimbat tot tratamentul, un tratament foarte ușor, nu mai am, eu am, să vă zic ceva, acum inima mea numai râde. Râde în continuu, dar ea nu m-a plâns, atât o tras să duc, eu vă spun, la mine s-a întâmplat ceva în organism. În 1965 am terminat armata, aveam 66 de kilograme. Mă angajasem pedagog la școala de mecanici agricole aici în Alba Iulia, jumate HCC-ul era școala de mecanici agricole. În 2 ani de zile ajunsesem la 100 de kilograme. În 1968, deja când m-am căsătorit, aveam 104 kilograme. Și de atunci m-am dus în continuu în sus. Deci dumneavoastră acum sunteți sub greutatea când ați fost ginerică. Când am fost ginerică. Dar să vă zic că foarte, cum să spun eu, de o rapiditate fantastică. Parcă îmi vine să boxez la categoria muscă, nu la categoria... Bine, aici vă referiți și la agilitatea de a gândi, nu numai de... Exact, exact. Încă la vârsta asta, intelectul mă ajută foarte bine. Deci încă o dată să recapitulăm pe scurt pentru telespectatorii noștri. Văd că aveți și o pereche de pantaloni, da, pe care v-aș ruga să o arătați la cameră. Ca să-i vadă telespectatorii noștri. Da. Cum arăta... Nu, stați acolo că e microfon. Cum arătam eu? Uitați, ăștia-s pantalonii, doi croitori îmi luau măsura, că centimetrul lor, care e de 1,50 m, și metrul lor de măsurat, nu mă cuprindea. Și venea doilea croitor cu a doilea metru. ca să... Acum, mai în glumă sau mai în serios, din acești pantaloni puteți să vă faceți un costum. Deci exact, rămâne păi, material, da, să nu-i aruncați. Da, păi, nu pentru... Într-un pantalon îmi intră 2 metri. Da. Deci, foarte important. Deci, ați avut
158 de kilograme, aveți 158 de kilograme de toxine, le-ați lăsat deoparte. Eliminate. Practic un sac și ceva de ciment de pe vremuri. De ciment care îl duceam zilnic în vară. În condițiile în care ambele șolduri sunt proteze fixe. Protezate fixe, da, cimentate. Cu privire la diabet, încă o dată v-aș ruga să repetați, câte unități de insulină luați acum un an de zile? Acum, eu sper să la 40 de unități și sper să ajung să și elimin. Corect. Și acum un an, care era situația diabetului dumneavoastră? Diabetul meu era mare. 90 de unități? Da, luam, deci, cum să vă zic eu, cuprins între 200 și 300, era mare. Era mare, că da. Asta denotă și când îmi făcea hemoglobina glicozurată, care determină... Bine, sunt noțiuni tehnice. Din sânge, zahărul din sânge pe ultimile 3 luni. Da. Și valorile, zice așa, între 4 și 6 înseamnă că e bine. Ce trece peste 6 e rău. E de rău. E da. De rău. Da. Cu privire la activitatea fizică, a spus că acum un an, înainte de a începe viața de ficior, ca să spunem de așa, de chiar tânăr. Chiar așa e de tânăr, da. Da. Abia mergeați 100 de metri pe zi. Astăzi, zilnic, parcurgeți peste 10 km pe jos. Exact. Da? Și cât timp alocați notului? Două ore în fiecare da, zi. Da, asta e bălăceală, ca liceenii. Stați la strand? Atâta se permite, atâta este la bazin olimpic, 2 ore. Și în 2 ore înotați în continuu? 2 ore în continuu, nu ies afară din bazin. Deci 2 ore mă duc. Zilnic, sâmbătă, duminică? Sâmbătă, duminică, eu mă duc și la biserică, dar mă duc și la bazin olimpic, da. Da, iată un lucru nemaipomenit de frumos, un exemplu pe care sper să-l urmeze toți pensionarii, precizând că dumneavoastră aveți 71 de ani împliniți? Exact. Da? Deci iată, pe 18 aprilie am împlinit. Da, mulți înainte. Mulțumesc. La 71 de ani aveți o activitate fizică demnă de invidiat chiar și de către un tânăr de 40-50 de ani. Da, așa este. Așa este, dar să știți că... S-au apucat și copiii dumneavoastră de sport? Da, și nepotul. Deci eram 3 generații în bazin. Nepoțelul, băiatul și eu. Deci, iată, da, exemplu, și ei vin marța și joia. Fac, deci, schimbându-vă obiceiul și stilul de viață, dumneavoastră ați schimbat tot în jurul dumneavoastră, ați determinat și copiii, și nepoții, și soția face not nu, sport. Nu, soția mea nu. Urmează, deci următoarea etapă. E mai bonăvicioasă, are niște probleme. Păi care... dacă dumneavoastră dar, n-ați avut dar, ranița plină de boli și de necazuri, dar e puternic. Nu mai a avut nimeni. Da. Încă o dată felicitări și mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă rugăm să transmiteți în final de emisiune un mesaj tuturor pensionarilor și tuturor acelora care au o greutate mult, mult peste normal. Ce le transmiteți? Un mesaj de încurajare și un sfat de la cineva care chiar merită ascultat. Le-aș transmite tuturor vârstnicilor care sunt supraponderali să nu zică că nu se poate. Deci se poate slăbi cu multă ambiție și cu multă dragoste de viață. Dar fără mișcare nu se poate. Mișcarea înseamnă viață, iar viața înseamnă mișcare. Și atunci totul va merge bine. Va merge, vei avea un corp sănătos, vei avea dragoste de tot și de toate. Da. Dragi telespectatori, iată-ne la final de ediție. Alegeți viața și luptați pentru ea. Vă doresc o săptămână nemaipomenit de frumoasă și mult curaj în viața dumneavoastră.